Pe 15 martie vor intra în vigoare prevederile ordonanței privind noua taxă auto, redenumită timbru de mediu. Deși a fost implementate chipurile sub pretextul protejării mediului înconjurător, noua taxă pare să încurajeze mai degrabă pe cei care cumpără mașini second-hand, foarte vechi și poluante. Prin noua formulă de calcul, taxa pe care o vor avea de plătit cei care vor cumpăra mașini Euro 3 și Euro 4 va crește. În schimb, cei care vor cumpăra mașini Euro 1, Euro 2 și non-Euro, mai vechi și mai poluante, vor plăti cu până la 90% mai puțin decât în vechea formulă. Specialiștii în domeniu atrag atenția că înmatricularea unei mașini Euro 3 sau Euro 4 ar putea ajunge să coste cât mașina în sine. Ce se întâmplă? E sistemul buyback, deci de a prelua mașinile din piață și a da clienților mașini noi, a vinde clienților mașini noi. Aceste mașini nu au această taxă plătită, iar valoarea taxei, nu știm chiar cu certitudine acum dacă așa va fi, este undeva pe la valoarea de piață a mașinii. E adevărat, mașina poate fi avea o valoare în funcție de kilometri rulați, în funcție de dotări și de starea ei generală. Deci undeva pe la 2000, poate 2200 de euro tocmai. Un aspect este cert, noua taxă auto nu va rezolva problema aglomerării instanțelor de judecată. Dacă în 2011 Curtea de Apel Suceava avea peste 5.000 de dosare de restituire a taxei auto pe rol, un an mai târziu numărul dosarelor aproape că s-a dublat. În ceea ce privește anul în curs, numai în primele două luni, numărul persoanelor care solicită taxa auto a depășit 2.000. Da, suntem unul din curțile de apel și aici o luăm comparativ, în care aproximativ o treime din cauze privesc aceste restituiri de taxe auto. Și discutând cu colegii din țară, cred că avem unul din procentele cele mai mari în care numărul acestor cauze este evidențiat, probabil pentru că s-au achiziționat foarte multe cauze din Occident. Pentru că, precizăm, taxele se restituie doar pentru mașinile achiziționate din spațiul european sau din economic european sau din Uniunea Europeană, întrucât mai sunt persoane care solicită restituirea taxelor pentru mașini achiziționate, fie din țări non-UE, gen Moldova, Ucraina, Turcia, sau pentru mașini noi. Președintele Curții de Apel Suceava a declarat că din pricina numărului mare de dosare aflate pe rol și termenele de judecată sunt stabilite la intervale mari de timp. La nivelul Curții de Apel Suceava și a tribunalelor care judecă aceste taxe în primă instanță, s-a decis a se face ședințe speciale doar cu aceste dosare pentru a reuși să ținem cât mai aproape, dar n-am reușit acest lucru, n-am reușit ca termenele să fie foarte apropiate, se dau termene deja în lunile noiembrie și chiar decembrie. Este adevărat. Avocații care au citit deja ordonanța privind timbru de mediu sunt de părere că și această lege va fi răsturnată de instanțele de judecată și că oamenii își vor primi înapoi banii. În cazul unui proces de evitare a timbrului de mediu sau de evitare a taxei de poluare, putem să acționăm în judecată instituția prefectului prin serviciul de specialitate al serviciului de înmatriculări auto, iar în urma unei hotărâri judecătorești pe motive ce țin de dreptul comunitar, reclamanții, respectiv cei care vor să înmatriculeze o mașină fără plata acestei taxe de poluare, vor obține o hotărâre judecătorească, ce îi va scuti de la plata acestei taxe. Practic, hotărârea judecătorească ține locul chitanței de plata taxei de poluare, a declarat avocatul Răzvan Viorescu. Șoferii care au dat statul în judecată pentru restituirea taxei încasate ilegal și cărora li s-a dat înapoi contravaloarea taxei, dar și cei care au înmatriculat autoturismele fără achitarea taxei, vor plăti noul timbru de mediu la prima vânzare a mașinii.